Deci, cinstă lor, înaintașilor noștri care ne-au lăsat asemenea minunăție, să urci prin munte, super tare. Îmi pare rău că nu pot să transmit direct, nu mai e semnal, cred, la telefon. Oh, și niște curbe periculoase, bineînțeles. Îmi doream să fac Transfăgărășanul, nu credeam că o să fac azi o premieră și pentru mine și la fel de surpriză. O, da, avem cu ce ne lăuda. Dar știi și restul lumii că avem cu ce. Da, mi-ar fi fost util sticul care stă în portbagaj. Verdeață cât vezi cu ochii. Aici n-au reușit să... Ops! Să defrișeze tot. E bine că mă uit unde filmez și nu unde merg. Wow! Asta e urcarea și apoi e coborârea. Nu știu. Știu doar că trebuie să ajung să văd acel miraj care se numește Transfăgărășan. Da. Hai că am găsit o soluție până la urmă. Nu știu cât de fiabil o să fie. Sper să nu amețiți când vă uitați la clip. Iar eu să mă concentrez pe șofat. Mi s-au astupat urechile. Ce noroc că sunt singură în urcare. Nimeni în spatele meu. Nu e nimeni pe stradă. Ochii nu știu care să-mi vadă. Nu e nimeni pe stradă. Sunt doar eu. La urcare sunt doar eu. Clar. Da, nu pot să vorbesc. Ce tare sunt. Și n-am capul mare.